Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Top 11. Suntem cu 3 minute înainte de derbiul etapei a 16 de aici din campionatul ăsta meu. Avem match cu Pernicios FC și anume cu locul 1. Băieții ăștia au 43 de puncte din 45 posibile. Au fost 15 etape, acum e runda 16. Au făcut două egaluri și în rest au câștigat tot până acum. Nu știu de ce am dat eu pe play aici, dar mă rog. Bine că nu s-a încărcat iar sau ceva. Hai să ne uităm un pic așa la comparație. 77,3%, 65,4%, deci el e mai bun ca mine. Pe apărare 59,1%, el are 77,5%. La mijloc 64,5%, 69,4%. Iar la ofensivă 83,7%. 82,2. Cam la egalitate aici, să zic, la mijloc și în atac, dar în apărare el e mult mai bun ca mine. Și cred că o să se vadă chestia asta. Iar dacă mai doriți episoade de acest gen, vă rog apăsați butonul de like. Am văzut că v-a plăcut destul de mult primul episod care l-am făcut cu acel meci din cupă și am zis că filmez și meciul ăsta. Și dacă se strâng măcar 20-30 de like-uri, o să mai filmez și meciurile viitoare dacă o să pot. Mă rog, sunt unele meciuri care sunt la 2-3 dimineața sau la niște ore din astea ciudate la care eu nu o să pot să filmez, aia e clar. Dar după meciul ăsta o să-mi apară aici când am meciul următor și o să vedem ce facem. Am dat sunetul mai încet decât data trecută puțin pentru că era mult prea tare atunci, abia m-auzeam eu. Și hai să vedem, începem meciul. Match live. Jucăm acasă, eu sunt cu galben, el va fi cu roșu. Dau un pic la tactică, ofensivă, stil de joc mix, așa, stil de pressing avansat, perfect. Cred că e și el on. Nu, el e fără suport, e foarte ciudat. Cred o să intre și el, totuși. Noi cu Moravac în poartă, Micu, Abu, Carabas, Gaigi, Ilie, Ojiga, Gheorghe, Fagunde, Stimpei și Mitocarul. Același 11 ca și în meciul din cupă. Și începe meciul. O să fie un meci foarte echilibrat. El este la minge acum, Messi, e, da, l-are pe Lionel Messi, care dă pe lângă poartă. E fără suport, da, l-are pe Messi acolo. Cred că e jucător real la chestia, nu știu, nu pot să-mi dau seama exact. Dar am văzut că are un atacant foarte bun cu Lionel Messi aici. Eu o să pun atac totuși. Uite, Lionel Messi este în offside. Momentan cam peste minge, atacăm noi acum Gheorghe, Ilie, Gheorghe din nou. Pasă cu Micu, hai să vedem, poate o centrare bună, respinge defensiva lui. În aceste momente eu sunt peste el, să zic. Dar să vedem. Corner, Mitocaru, centrare, a respins foarte ușor de acolo. Din nou mingea la noi, Gagi, pasă pentru Mitocaru, centrare Micu, direct în blocaj a dat. Momentan tot sau... Notă mică pentru că este începutul meciului. Da, el nu... El e gen fără suport. Acum el e peste mine, cum ar veni. Mamă, scap acolo. Am reușit să respingem. Mai să fie un meci foarte echilibrat. Am zis de la început, poate o să și pierd, cine știe. Are un pic mai bună echipă decât mine, n-am ce să fac. De are 13 victorii și 2 egaluri. El n-a pierdut niciun meci, bănuiesc. Am luat și cartonaș galben, lovitură liberă, bate Messi și da, este 1-0 pentru el. A trebuit să verificăm cine sunt jucătorii cu cea mai bună performanță și să concentrăm pentru a apăsa balonul, da. Ba, ar trebui să pun pase scurte totuși. Stil de pressing avansat, pas la offside, nu, ofensivă, stil de joc. Bun, asta las așa. Momentan de Micu, hai o centrare bună, tot scapă acolo pe partea stângă, centrare bună, respinge defensiva lui. Se pare că ne lipsește forța, dar deja am început abordare de atac mai directă, bă. N-am ce să pun mai atac de atât. Ar trebui să dau gol în orice caz. Hai să vedem Micu din nou, am o centrare bună pentru Gaigi, centrare și respinge din nou defensiva lui. Recuperăm acolo la 16 metri, Mitocaru se izolează acolo centrale și din nou respinge. Nu știu, cred că numai Messi ăla îi face lui jocul. E foarte interesant. Dar cred că e jucătorul real pentru că am zis că e foarte bun. Și 1-1, Carabas reușește să restabilească egalitatea dintr-un corner.
Foarte bine, hai să vedem din nou Mico acolo, scapă pe partea stângă. Centrare bună, din nou respinge apărarea lui. O să mă joc posesie acum, pentru că nu vreau să iau un gol cumva pe contraatac sau ceva. Uitați-vă, e foarte echilibrat, un pic eu peste acum. Mingea tot la el, Tarasov, centrare bună acolo, Milis și nu lăsa să șuteze, foarte bine. Dacă era mingea la Messi, cred că iar lua un gol. Da, și iar din statistici, 5-3, 4-7, 4-6, e foarte echilibrat să zic așa. Dacă dau aici la adversar, a, nu pot să-i văd echipa lui, acum. Hai să vedem Itocaru, șut, dar dă-i șut, frate, nu stă până iese portarul ăla. Uite, Lionel Messi are nu știu câte stele aici, exact ce vă spuneam. Și 1-1 la pauză. Da, și la el Messi a dat gol, la mine a dat Carabas, a dat din lovitură liberă, dacă mă amintesc bine. Se termină prima repriză, 1-1. Bă, e un scor echitabil, doar că aș vrea să câștig meciul ăsta. Și prin minutul 65-70 o să schimb un pic formația și o să mă joc un 4-3-3. Să joc pe atac ceva. Dar nu încă. Sau dacă marchez o să joc un pic în apărare, să vedem. Ojiga Micu scapă din nou. Centrare bună pentru Gheratsov, dă pe lângă Gaijin, o dată centrează, din nou resping băieții ăștia. Din nou Micu aici, are o centrare bună totuși de data asta, să nu mai respingă. Încă o centrare, Gaijin la minge, centrare bună, din nou respinge defensiva lui Pernicius FC. Bun, hai să ne uităm puțin aici. O să-l bag pe Oncica în locul lui ăsta aici. Și o să-l bag în atac. În joc așa, 4-1-1-3. Ba nu, o să fac așa. Îl bag pe ăsta în locul lui ăsta. Și lasă așa chiar dacă ăsta e cu roșu. Sau, nu, uite, în joc așa, 4-1-2-3. Pe atac tot, pentru că vreau să câștig meciul ăsta, nu vreau să pierd, chiar dacă el e mai bun ca mine, vreau să câștig. Hai să vedem Micu din nou pentru Giga de Sping acolo. Uite Messi iară. Eu văd mingea la Messi, dar deja mă terorizează. Hai bă să luăm mingea. Pasează foarte bine aici. Și o să dau atac de data asta. Vreau să marcăm golul de 2-1. Putem să marcăm. Echipa mea este destul de bună, hai să vedem Impei aici, sunt doi. Ojiga trebuie să șuteze cumva de acolo, hai să vedem și șut. Nu înțeleg de ce stau ăștia, frate, până în ultima secundă când iese portarul. De ce nu șutează mai repede puțin? Mamă, Messi aici, ce ocazie apără portarul meu. Singur cu portarul Messi acolo arătat. Micu din nou. Hai să vedem pe banda stângă aici, Ojiga. Intră în careu, dar este blocat. Din nou aproape aceeași fază, Impei acum la minge. Pasă cu Oncică, din nou Impei, centrare bună de data asta și offside la Oncică. Ce zice aici? Aproape că i-am dat gata, continuă pressing-ul pe linia lor ofensivă, da. Din nou recuperăm mingea, hai să vedem. Era acolo liber cu numărul 10 al meu la un moment dat. Micu din nou. Centrare, aiurea din nou. Din nou aiurea centrarea, recuperăm totuși mingea, dar pentru scurt moment. Ce aș mai putea să fac de atac? Stil de pressing, stil de posedare, pase scurte, forțare contraatacuri. Hai să joc pase lungi, pe loc direct pe atacant. Dacă e să dau gol, dau gol, dacă nu, nu. Și am primit gol, Doamne, nu mi-l să văd. Din nou Messi ăsta ne-a dat gol. E 2-1 pentru el. V-am zis, o să fie un match foarte echilibrat. E peste mine acum el. Să nu fie totuși 3-1 măcar. Hai, e bine. Hai cu egalarea. Acum zic hai cu egalarea, că două goluri sigur nu mai dau. Dos Santos acolo foarte bine blocat. Uite că a intrat și managerul echipei. Și
O Giga acolo, scoate foarte bine pentru Gaiji, hai o centrare pentru Mitocaru, dar dă-i la poartă, nu pasă de acolo. Și nu o să dau pe atac, deși nu o să mă ajute foarte mult, respingem ninja. Tot el este în atac și scap aici. Doamne, ce ratare. Da, și din păcate pierd acest match cu 2 la 1. A fost foarte echilibrat. Doar că acel Lionel Messi al lui i-a făcut tot jocul, n-am ce să fac. Cred că un egal era mai echitabil, pentru că și eu am jucat bine și el a jucat bine. Iar următorul match eu îl am vineri, după cum vedeți aici, cu Sabuca 94. Asta este pe locul 10. Asta o să fie un meci ușor. Bun, fraților, cam asta a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut și mai doriți episoade de Top 11, apăsați butonul de like, abonați-vă la canal, iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!